După ce a înțeles că nu poți să faci curățenie în oraș, odată ce afară plouă sau ninge, Silvia Radu vrea mobilizarea generală a chișinăuienilor. Aceștia sunt invitați sâmbătă să facă ordine în zona în care activează sau locuiesc. Anunțul a fost făcut azi și vine ca o soluție pentru campania lansată de autoritățile locale Facem curat lună, care a intrat în impas din cauza precipitațiilor căzute în ultima vreme. Este nevoie ca toți să-și facă curățenie acolo unde locuiesc. Trebuie să ne atârnăm față de orașul nostru așa cum ne atârnăm de o grada și de casa noastră. Avem nevoie ca orașul să fie curat. Totuși, chiar dacă curățenia este prioritatea numărul 1, atunci problema drumurilor are o întâietate și mai mare, consideră Silvia Radu. O să eficientizați costurile și o să ridicați la maxim calitatea lucrărilor care o să o faceți. Și licitațiile o să fie corecte, și nu o să fie de la vederi, de fonduri, de la Agenție ex Grupul și alte direcții. Deci, vă rog să interveniți la maximum. Dacă nu vor ajunge bani, vom revedea, v-am zis încă o dată, bugetele. Nu vom reuși să facem reparații capitale peste tot unde ne propunem, dar reparațiile care sunt, se vor face în acest an trebuie să dureze cel puțin un an, un an jumătate. În 2018, bugetul alocat pentru reabilitarea drumurilor din capitală este de circa 380 milioane de lei, iar primăria poate asigura reabilitarea a două treimi din acestea. Conform informațiilor oferite de Direcția Transport, în municipiul Chișinău există peste 600 de adrese care necesită a fi reparate urgent, iar suprafața lor se ridică la aproximativ 900.000 de metri pătrați.